Salut, salut, hai! Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție In Star Show. Un artist fresh și cool se caracterizează prin creativitate, naturalețe și ambiția de a excela în tot ceea ce face. Olivia Adams, artista de la Global Records, posesoara unor hituri internaționale în heavy rotation precum Dumb sau We Are There, a lansat recent un nou single cu potențial de hit, la fel internațional, care se numește Stranger și este invitata noastră de astăzi în cadrul InStar Show. Așa că o invit alături de mine să stăm la poveste, să ne povestim mai multe despre această nouă piesă și cu lumea întreagă. Hello, hello! Bună, Olivia! Bine ai venit la InStar Show! Mă bucur foarte mult să te am astăzi alături. Bine, v-am găsit. Salut, salut, vă pup. Primul rând vreau să întreb cum ești, ce faci? Cred că îndepare că sunt de grea. Sunt bine, sunt bine. Am foarte multe chestii de făcut. Sunt de colo-colo, ba la studio, ba la un interviu, ba, nu știu, sunt foarte aglomerată cu programul și mă bucur foarte, foarte mult de treaba asta. Gen, tot timpul e ceva de făcut, am și lansat piesă și... E foarte mare hype, toată echipa mea este foarte implicată, sunt super recunoscătoare de tot ce se întâmplă, nu-mi vine să cred. E un lucru minunat că ai activitate, e foarte bine mai ales în perioada de genul ăsta, asta activitate este tot ce contează. Da, da. Și chiar mai ales atunci când lansezi o piesă nouă și fresh, e foarte mișto tot feedback pe care îl primești. Da, a fost un feedback extraordinar de bun, efectiv nu m-am așteptat să fie feedback atât de bun, sunt surprinsă. Vă hai să salutăm și pe cei care ne sunt astăzi alături. Salutare tuturor! Dacă aveți întrebări pentru Olivia, le puteți lăsa în comentariu sau există o căsuță cu un semn al întrebării. Le puteți scrie acolo și spre final, dacă o să mai avem timp, o să afișăm câteva dintre întrebări pe feed. Între timp o să te întreb, Olivia, pentru început, care sunt cele trei cuvinte care te descriu cel mai bine? Roz, unicorn și... Nu știu, fun. Ce calități apreciezi cel mai mult la tine și la oamenii din jurul tău? Calități apreciez la mine? Nu știu, îmi place că oricât m-aș plânge de cât de multă muncă am, oricum o fac pe toată. Asta e o calitate pe care o apreciez foarte mult la mine și că sunt perfecționistă. Îmi place foarte mult să-mi iasă... Recunosc, mă plâng foarte, foarte mult. Eu tot timpul trebuie să mă plâng. Orice s-ar întâmpla, mă plâng. Bă, dar le fac pe toate. Dacă mă poate să mă prindă și două noaptea până nu am terminat ceva de livrat, nu mă culc. Asta chiar apreciez la mine, că sunt destul de muncitoare și sunt și competitivă într-un fel, dar competitivă cu mine. Și calități pe care le apreciez la alții, nu știu, apreciez foarte mult când cineva zice că vin, că ne întâlnim la 5 și ne întâlnim la 5. Apreciez punctualitatea foarte tare. Nu știu ce alte calități mai sinceritatea, dar sinceritatea în comportament. Adică dacă nu îți place de mine, nu trebuie să vorbești cu mine, nu trebuie să te prefaci că îți place de mine. Sau da, chestii mărunte în mare. Mărunte, dar care fac o diferență, ceea ce e super bine să le ai, știi? Chiar dacă sunt așa mărunte, te înțeleg că și o sunt la fel ca și tine, adică punctualitatea o ador, trebuie să fii punctual, sinceritatea sunt niște chestii care de multe ori sunt luate așa cu vederea și nu... Corect, corect. Cum măsori tu succesul? Cum măsori eu succesul? Măi, nu-l măsor doar dintr-un singur punct de vedere. Îmi iau mai mulți parametri, ca să zic așa, dar cred că succesul adevărat mi-l măsor în gradul meu de fericire. Cât de fericită și de împăcată și de liniștită sunt eu cu ceea ce fac și ceea ce realizez. Pentru că poți să fii și cel mai tare cântăreț din lume... sau nu știu, chiar pe locul, să fii pe locul 2. Dacă
tu nu ești fericit că ești pe locul 2 și vezi doar că nu ești pe locul 1 și tot nu ți-ai de ajuns tot ce ai, atunci degeaba ai tot succesul din lume dacă tu tot nefericit ești și tot într-o angoasă ești. Așa că îmi măsor succesul în funcție cu gradul meu de fericire. Eu momentan sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce am realizat, pentru comunitatea pe care o am în jurul meu, pentru oamenii pe care i-am strâns în jurul meu, echipa care mă susține și mă iubește și mă ajută zi de zi, așa că pot să zic că sunt un om norocos și că în momentul de față am succes având acești oameni lângă mine. Dacă n-ar fi fost să faci muzică, Olivia, te-ai gândit la ce altceva ai fi vrut să faci? Absolut, da. Dacă nu făceam muzică, lucram în organizare de evenimente sau marketing, pentru că am mai lucrat și știu cu ce se mănâncă și m-am descurcat foarte bine, așa că aș fi putut să fac asta lejer. Cum spuneam și la început, în introducere, piesele tale se ascultă foarte mult și la nivel internațional. Te așteptai la asta? Cât de mult contează pentru tine și mai ales ca artist român, succesul și publicul internațional? Contează foarte mult și tocmai de aia și toate piesele pe care le-am scos până în momentul de față au fost în limba engleză. Pentru că mi-am dorit ca piesele mele și mesajul din piesele mele să ajungă cât mai departe, să poată să fie ascultate de cât mai mulți oameni, să empatizeze cât mai multă lume cu piesele pe care le fac. Mă bucur sincer, pentru că sincer nu mă așteptam să îmi fie piesele așa de acceptate și în România. Chestia asta mă surprinde foarte tare și mă face să fiu foarte fericită și recunoscătoare că se întâmplă asta și în România și că primesc atât de multă susținere și din România, pentru că, na, făcând piese în engleză, am zis, băi, fac direct în engleză, o să prind în orice țară, dar probabil nu în România. Și atunci am fost foarte fericită și recunoscătoare când am văzut cât de bine primite sunt și aici, acasă. Aș vrea să vorbim despre noul tău single, Stranger, care, apropo, sună demențial. Mulțumesc! De unde a venit această idee de piesă? Nu știu care e mesajul, cum. Măi, piesa a ieșit chiar foarte de curând. Am avut acum o lună un music camp împreună cu echipa mea. Ne-am dus mai mulți songwriter și artiști într-un music camp la munte și a ieșit pur și simplu într-o sesiune. Era după masă, cred, nu mai avea nimeni chef, eram obosiți, aveam în casă și am zis, hai măi să mai facem o piesă. Și a venit, am făcut-o în Am făcut-o în, am făcut-o împreună cu oamenii cu care am avut sesiunea, de la Marius Dia a pornit și a fost așa o chestie și tot timpul când e să iasă o piesă, iese așa, o faci în, nu știu, 10-15 minute, la altele poți să te chinui și 2 zile nu ies și sunt alea care ies așa în 10-15 minute și după toată lumea e, a, gata, am terminat, ok, bine. Cum crezi tu, Olivia, că putem evita momentele în care ne simțim noi puțin străini, strangers, în propria noastră viață? Cum putem medita, ai întrebat? Da, cum putem evita momentele alea în care ne simțim Ai, noi da. străini în propria viață? Mai uite, consider din punct de vedere spiritual că este foarte important să avem un grounding al nostru. Consider că e important să avem un safe place al nostru, un locșor al nostru care, nu știu, unde să ne simțim tot timpul safe și unde să ne întoarcem de fiecare dată când the world goes mad, cumva. Pe mine, de exemplu, pe mine mă ajută foarte mult. Eu acasă mi-am construit, de exemplu, în biroul meu, un loc extraordinar de safe, care arată exact cum îmi place mie. Este plin cu desene de la oamenii din comunitatea mea, este plin cu cadouri de la ei, este plin cu tot felul de chestii pe care le-am adunat în acest an în care s-au întâmplat foarte multe chestii și, nu știu, când am o zi mai proastă, mă mai uit așa prin cameră și îmi amintesc de lucrurile frumoase. Spuneai că piesa Stranger este una așa mai personală.
Ce ai învățat despre tine din ultima ta relație? Am învățat că trebuie să fiu în primul rând sinceră cu mine. Și pentru că dacă nu sunt sinceră cu mine, nu am cum să fiu sinceră cu alți oameni. Și am învățat că trebuie să știu ce vreau ca să fiu capabilă să fac alegerile corecte în viață. Dar am învățat că este ok și să greșești, și că nu e un capăt de țară și că important este să nu ții în suflet ură, ci să te ierți atât pe tine și cât și pe oamenii din jurul tău. Care a fost străinul din ultima perioadă, recent, așa ți-a lăsat o impresie puternică? Un străin care mi-a lăsat o impresie puternică. Nu știu, uite, o să spun de o fată foarte faină cu care m-am înțeles eu extraordinar de bine. Ne-am cunoscut mai bine în campul ăsta unde am fost. Ira o cheamă, este un singer-songwriter extraordinar de talentat. Ea a scris și piesa pentru Eurovision a lui Roxanne. Mi se pare o fată excepțională, mă înțeleg foarte bine, că mi se pare că are foarte, foarte mult talent și îmi doresc foarte mult pentru ea să reușească și să aibă parte de tot ce e mai bun. Ce valori dorești să transmiți oamenilor care te ascultă și mai ales care te urmăresc prin imaginea ta de artist? Măi, eu am încercat și încerc de un an de zile să învăț oamenii să renunțe la hate, să nu răspundă cu aceeași monedă, chiar dacă sunt, cum ar veni, cum să zic așa, victime ale hate-ului. Și foarte mulți oameni reacționează foarte ok la treaba asta și îmi spun că i-am ajutat și că se bucură că îmi povestesc situații în care ar fi avut ocazia să reacționeze cu hate și să fie răutăcioși, doar că au ales să nu facă treaba asta, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte, foarte mult. Am avut și zilele trecute o discuție cu cineva pe un live care m-a întrebat dacă este prea târziu să se apuce de muzică, pentru că îi place foarte mult, dar îi se pare că care 12 ani, 12-13 ani și că e cam târziu și am vorbit despre un interviu al lui Denis de la The Motons, care tot așa se apucase de muzică la 16 ani și îi spuseseră prietenii că e prea târziu și își întrebase atunci a prietenii ce înseamnă prea târziu. Încerc să învăț oamenii să creadă în ei și în putere, în visele lor, dar să muncească foarte mult pentru chestia asta. Pentru că nu o să fie nimeni sau prea puțini oameni alături de tine la început și atunci trebuie tu să crezi mai tare decât restul la început ca să le dovedești cumva oamenilor că au de ce să creadă și ei în tine. Urmărisem recent un interviu, încerc să-mi aduc aminte cu cine, nu mai știu cu cine, cred că era Demi Lovato în ultimul său documentar. Spunea la un moment dat că faima nu e chiar pentru oricine, chiar dacă începi la 10 sau la 13 sau la 25 de ani, știi? E un moment pe care simți că e acolo, a venit. Și de-aia niciodată nu e târziu să începi să faci ceva exact cum ai spus tu, indiferent că ai 10 ani, 13 sau 25. Momentul e ăla în care simți să faci ceva, ceea ce mi se pare fantastic. Pentru tine, care sunt lucrurile din viața ta pentru care ești cel mai recunoscătoare? Sau aspecte. Sunt recunoscătoare pentru că am un câine extraordinar de minunat pe care îl iubesc din tot sufletul meu, pe nume Oscar. Sunt recunoscătoare pentru familia mea care mă susține și m-au susținut întotdeauna din tot sufletul și au avut grijă de mine să am tot ce îmi trebuie, să nu-mi lipsească niciodată absolut nimic. Am fost un copil extraordinar de norocos și de binecuvântat, nu mi-a lipsit niciodată absolut nimic. Și sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care i-am în jurul meu, foarte recunoscătoare, pentru că au grijă de mine. Eu, de multe ori, am fost un om care a trebuit. Deși sunt un om muncitor și fac foarte multe chestii,
Am momente când îmi pierd concentrarea și o iau așa puțin, mă culc pe ureche și am nevoie să fiu împinsă de la spate. Și de fiecare dată am avut, parcă așa, a venit ca un înger, un om care să mă împingă de la spate și să aibă grijă de mine, să se asigure că rămân pe drumul cel bun. Și de asta tot timpul m-am simțit foarte norocoasă și recunoscătoare. Dacă ar fi să te teleportezi într-o anumită epocă sau într-un anumit spațiu, care ar fi acela și cum ai contribuit tu la schimbarea cursului timpului? M-aș teleporta în viitor, dacă vrei să fiu sinceră, că tare mi-aș dori să, nu știu, să avansez, să fiu și eu părtașă la tehnologia aia blană, jetpack-urile alea cu care zbori, nu știu, sticurile alea de ți le bagi în cap și înveți o limbă peste noapte, chestii de-astea, știi, de-astea La un super meme, știi, de făcea așa o carte. fain. Exact, da. Care este amintirea pe care ți-ar plăcea să o retrăiești? Nu știu dacă am vreo amintire. Stai să mă gândesc, vreo amintire pe care mi-ar plăcea să o retrăiesc. Ba da, am una. Eram în Germania și eu cât am stat în Germania am luat lecții de călărie și după vreo 6 luni a fost o zi în care profesoara ne-a lăsat să ieșim cu caii din acel graj de unde repetam și ne-am dus pe un câmp. Și efectiv eram noi și câmpul și cu caii la galop și era așa un apus de soare foarte frumos în zare și noi eram așa pe cai. M-am simțit extrem de liberă în momentul ăla. M-am simțit super conectată cu și vie, și cu universul, și cu natura, și cu calul, cu tot. A fost un moment frumos. Dacă este aici o întrebare interesantă despre care și eu sunt curios, te întreabă Dia Lore Bibi Irina. Wow! Cum ai decis să-ți numești comunitatea Unicorni? Și de ce, probabil, te întreabă? A, nu e un unicorn vechi, ca mai răspuns la întrebarea asta de 1000 de ori. Nu, eu am decis numele comunității. Am postat în carantină o poză cu mine într-o pijama de unicorn, am scris la Da. descriere unicornul besmetic, nume de cod unicornul besmetic și atunci au fost niște comentarii care au zis, bine, deci noi suntem unicornii Oliviei și eu am zis, bine, dacă voi așa vreți, așa rămâne și așa a rămas. Deci totul a plecat de la o pereche de pijamale. Foarte tare. Da, pretty much. Ultima mea întrebare pentru tine, Olivia, este ce ne așteaptă în viitor de la Olivia Adams? Mult, mult content, multe piese, vreau să scot piese mult mai des, vreau să fac mult mai multe chestii, vreau să mă ocup de YouTube mai mult, practic mai mult din tot ce ați văzut până acum. Îți mulțumesc foarte mult, Olivia, că ai fost astăzi alături de mine la Instar Show. Mă bucur să te cunosc. Succes în continuare cu noul tău single Stranger și în toată cariera ta pe care o ai, care mi se pare că de-abia acum începe, știi? Mulțumesc din tot sufletul. Îți Mulțumesc mulțumesc mult, foarte mult. Doamne. Te pup! Te pup, seară faină. Vă pup La și pe fel! voi. Bye. Mulțumesc încă o dată, Olivia, că ai fost astăzi alături de mine la Insta Show. A fost o plăcere să te cunoști, să stăm de povești. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați fost astăzi alături. Eu sunt Claudiu și ne vedem pe data de 21 aprilie cu următorul meu invitat, Stefania, reprezentanta Greciei la Eurovision. Între timp, rămâneți la fel de veseli, sănătoși și plini de voie bună. Vă salut și vă doresc o seară la fel de minunată!